Hai noroc meu sunt Sora și bine am găsit la prezentarea serverului Mondial 2. Acest server se va deschide pe data de 5 noiembrie la ora 20.00, adică în această vineri la ora 8 Acest seara. Acest server este un PvM easy de nivelul 250 maxim, după cum puteți vedea. Itemele pot ajunge până la plus 19, statusul până la 150, iar tabela de bonusuri o aveți în descriere. Hai să vedem cum este puțin și începutul pe model 2. Când își va deschide porțile, voi veți primi următoarele iteme pentru început. Vedem aici niște poțiuni pentru PV și pentru mana. Culori diferite arată super bine. Niște poțiuni pentru viteză de atac și viteză de mișcare. Aici avem la fel și mantea. Păpuși de vânt, teleportare. Avem la fel ca să ne adăugăm bonusuri pe iteme. Avem la fel și vrăjește, 500 la număr anti-XP pentru inel. Avem aici School Box, hai să-l deschidem, vedem că primim aici niște iteme care dau niște bonusuri super, super wow. Hai să le punem și pe noi, primim niște un set de costume, costumul dă 12 KPV, 200 valoare atacului și 10 paguma medie, iar freza dă 12 KPV, 20 bonus experiență și 20 șansă de drop la obiecte. Avem la fel și setul plus 9 nebonusat pentru început. Hai să punem la fel și itemele astea pe noi. Să vedem cam care este de ul pentru început. Punem și sabia de 2 mâini, primim cât de o mână și cât pentru două mâini. Și primim la fel și lama de școală, vedem aici, pentru două mâini și pentru o mână. Bonusurile identice, 20 vampiri, 10 metine și... Pardon, 20 metine și 20 șefi. Hai să vedem puțin cum creștem. Pentru început avem calul din câte văd eu aici niște misiuni vot pentru buff. Primim, vedem acolo la tescuri. Hai să vedem și cum creștem puțin pe acest caracter. Hai să mergem într-o zonă puțin unde sunt mai mulți mobi. Din prima mantie, să vedem cum creștem. Se crește, vă dați seama, destul de bine, fiind maximul nivelul 250 și experiența este destul, destul de bine. Vedem că facem pe apel la 20% pe mobul omorât, deci nu o să fie o problemă cu experiența. Skillurile în le va da direct perfecte. Acesta este și nivelul maxim la care puteți să ajungeți la skill -uri. Nu există el pe server sau ceva de genul. La fel puteți să le luați doar de la învățat. La noi inventar găsim așa o grămadă de iteme folositoare pe care vi le explica fiecare ce face. Și iar pe noi găsim ultimul set evoluat. Hai să vedem și noi aici ce oferă. O grămadă de valoare a atacului, viteză de atac, 95 semi -om, max PV, 30 de K din câte vedem aici. O să fie un server cu o grămadă, o grămadă de PV și dați un pic să văd dacă este 30 K. Da, este 30 K. După cum puteți vedea, avem aici 101 K în momentul de față. Se poate ajunge la o grămadă de KPV. Deci o să fie niște bătării destul, destul de crâncene pe acest server. Vă las puțin aici să vă uitați ce dă fiecare item. Dacă sunteți mult mai interesați de această parte, puteți spune pauză. Bun, hai să vedem ce mai găsim și deci acesta este ultimul set pe care îl puteți evolua, cel prezent de pe noi iar acesta arată așa. Vedem că este cu albastru, arată destul de interesant. Hai să vedem ce găsim și în inventar. Vedem aici extensii pentru costume. Dacă vreți, aveți un costum și care vă expiră, puteți să luați aceste chestii și puteți să puneți și câte 30 de zile pe el. Avem aici o grămadă de monede care pică de la dungeon și de la metine. Avem la fel aici transformare și schimbă costum. Aici puteți să, cu acestea puteți să adăugați bonusuri pe costum și să schimbați bonusurile pe costum. Aici avem niște chestii pentru reset, niște cupoane pentru reset. Acest cupon va ajuta să dați reset la dungeon. De exemplu, mai aveți o oră la dungeon, ați apăsat click dreapta pe acesta și gata. Timpul, nu mai aveți, nu mai aveți nevoie să așteptați. O grămadă de acadele și de inele prezente pe server. Hai să vedem puțin pe inventarul 2 ce găsim. O grămadă de mounturi și de peturi. Fiecare mount are atribuția lui. Cât este, vedem aici, pentru PVM. <coughs> Hai să vedem cum arată mountul ăsta. Ok, arată super, super interesant. N-am mai întâlnit acest mount până momentul de față. Hmm. Hai să vedem aici ce mount mai găsim. Ok, cred că văd că toate astea arată la fel. Nu, cel puțin alea doua arătau la fel. Asta arată puțin mai diferit. Îți cu experiență, cu pagubă medie și cam cel mai bun mount pe care l-am găsit aici, oare ăsta chiar o să de pe noi. 40 metine, 40 șef și 40 valori, 40 vampiri. Găsim la fel și special pentru metine cu 40 metine și 200 valoare atacului care what the fuck ce e ăsta? LOL. Ok, n-am mai văzut mountul ăsta, m-am și spera puțin când l-am văzut, îi dita mai mountul, nici nu știu cum putem ataca de pe el. Destul de interesant mountul ăsta, nu l-am mai întâlnit niciodată. Bun. Uh, și hai să vedem și la peturi exact aceeași treaba și la peturi vedem că există și pentru, pentru PVP și cât și peturi pentru PVM am văzut aici un pet pentru PVM aici chiar și peturi pentru PVP aici cu rezistențe una alta la fel există și skinuri de skinuri pentru sabie vedem aici că sunt cu bonusuri de câte puteți vedea fiecare cu bonusul lui o grămadă de costume prezente pe acest server ia uite și steampunk ăsta super super drăguț la fel mai multe mai multe în descriere veți avea o prezentare grafică în caz că vreți să aflați cât mai multe într-un timp cât mai scurt, unde veți vedea toate evoluțiile și toate chestiile care nu le vom prezenta în acest video. Haideți videoclip. puțin să prezentăm și în urile prezente pe acest server. Vedeți că General Store, magazinul general, se află în mai multe locuri. De exemplu, dacă vreți să mergeți să vă cumpărați o armă, o armură și așa mai departe, veți găsi magazinul în general și voi explica de ce. La magazinul în general găsim patru secțiuni, magazinul în general, pietre, armuri și arme. Hai să începem cu magazinul în general de unde vă puteți cumpăra piatra magică, ce este mai important pe aici, obiecte pentru nuntă, licoare, dacă vreți să vă transmutați banii în lingouri. Găsim la fel și pentru breaz la aici, niște coloran de păr, inel anti XP și cam atât. Bun. Dacă mergem la secțiunea de pietre, puteți să o cumpărați cu 5 kk. Orice piatră vezi voi, pietrele plus 5 ajung până la plus 9 și o să vă explic imediat unde se vor crafta acestea. Pietre plus 5, 5 15 monștri, vă dă piatra plus 5 de monștri. La fel, 15 critică, 15 pădăzătoare pentru rase 35, 100 apărare, un KPV, 500 PM și 40 de mișcare. Hai să vedem și noi aici armurile. Armurile vedem aici sunt armurile de 42 pentru fiecare rasă, la fel și smokingul pentru nonta, la fel și coifurile pentru nivelul 21 și scuturile de la nivelul 21 până la cel de 41, gata plus 9. Și după asta găsim armele de nivelul 30, să ceți tot ce trebuie pentru PVM de început. Hai să mergem puțin și la ce am rămas, ce are puțină legătură cu General Storul. ul Aici vom găsi la fierar Craftingul vedem că găsim pietre până la plus 9, le puteți crafta voi. Hai să vedem ce oferă această piatră. De la plus 7 vedem aici că se duce direct la plus 9. Nu știu dacă este o greșeală sau nu are legătură chestia asta. Probabil va exista și o piatră plus 8. Vedem aici 55 critică și 30 critică, deci o piatră. Hai să găsim de monștri, piatra monștrilor plus 9. Oferă 55 de monștri, deci va fi un demers super, super mare pe acest server. Hai să închidem și noi magazinul ăsta și să vedem ce mai este la fel pe aici găsim pietrele, găsim amulete cât pentru PVM, cât pentru PVP, cât pentru ce vreți voi aici. Se pot crafta cu lingouri, de asta este și la mai general lingou ca să vă puteți crafta. Găsim aici pentru PVM, pentru PVP, cu rase, cu monștri, cu șefi, cu vampiri și așa mai departe. Iar în ultima parte aici veți putea să vă craftați, schimbă și adaugă pentru costum cele prezente în inventarul meu. Și dacă toți suntem aici, hai să facem o legătură și cu aceste schimbe și schimbă și vrăjește de costum. Aici vă puteți crafta de la costum craft, de la craftingul de costume, costume cât pentru freză, cât pentru costum, dar și pentru arma. O grămadă de skinuri sunt de adevăr super multe skinuri pe acest server, dar fiecare cu plăcerea lui și probabil unii jucători apreciază genul ăsta de servere pentru că pot să-și facă ce costum vor ei și unele chiar arată super, super mișto, sunt unele puțin mai neplăcute, dar unele care arată chiar bombă, bombă, rău de tot. Hai să vedem și noi, știam un costum ăsta, dar costumul ăsta cel puțin arată super, super bine și nu este prea întâlnit pe multe servere. Hai să mergem la fel aici și la bonus craft. Hai să vedem ce găsim la bonus craft. Găsim aici roa pe care roa se poate grafta aici. După asta găsim apele, apele pentru fiecare, iar ultima parte, cea mai bună, zic eu, sunt site-urile. De aici vă puteți crafta site-uri pentru atac, pentru viață, inteligență, apărare, inclusiv și criticile și pătrunzătoare. vedem aici că se craftează cu pești. Nu știu care dacă aceasta va rămâne moneda, dar este destul de bine pentru că sunt o grămadă de chestii de genul pe server craftabile. Iar pe lângă asta la grăjdar găsim așa. Găsim crafting-ul pentru mount-uri și pentru pet-uri Super, super ușor v-ați dat seama de unde este. Este de la grăj. vă puteți crafta aici mount, vedem aici cu 40 metri în 40 șef, 40 vampiri. La fel găsim aici și cu experiență, găsim cu PV, o grămadă de mounturi cu PV, o grămadă de mounturi și pentru PVP, pagma media așa vă ajută și la PVP. Bun, iar pe lângă asta tot aici se află și peturile, hai să vedem peturile ce oferă. Sunt aceeași treabă și pentru metine, și pentru șefi, și pentru PVP o grămadă de posibilități de craftare și vedem că server, acest server dă șansa și jucătorilor, nu doar donatorilor prin această treabă, pentru că aveți o grămadă de accesibilitate să vă craftați mountul vostru, petul vostru, costumele voastre și skinul de armă. Hai să prezentăm puțin și acest Inel de teleportare, unde veți găsi o gramadă de zone pentru farmat. Nu, nu le cunosc foarte bine, așa că hai să le descoperim împreună. Zombie Cave, hai puțin să ne teleportăm și acolo. De fapt, nu putem, este o mapă pentru farm, dar pentru jucătorii puțin mai neavansați. Între nivelul, ne scrie și aici, între nivelul 70 și 127. Hai să mai mergem pe undeva, pe unde este locul nostru, adică la ultima hartă de nivelul. 225 și 250. Hai puțin să ne teleportăm. Vă dați seama cu cât creșteți în nivel, cu atâta mapa va fi mult mai profitabilă. Într-adevăr, mult mai grea. Veți da un damage, adică metinele vor avea un damage puțin mai mare. Hai să vedem puțin ce găsim pe aici. Vedem că sunt o grămadă de, de mobi prin preajmă. Hai să vedem găsim și niște metine pe aici. Este desertul antic, după cum bine știți. Cel mai probabil va avea și niște boși pe aici. Am găsit și metinul, într-adevăr are o HP puțin cam mare din câte vedem noi aici. Sunt aici niște obiecte, niște monede, niște vouchere aici în valoare de 10k, 5k, un kk și așa mai departe. Pe lângă asta și niște obiecte pentru app. Uh, pentru Hai să vedem și noi ce damage dăm în momentul de față, nu avem un set PVM pe noi, suntem cu setul de PVP și vedem că dăm pe undeva pe la 13k în metine. Vă dați seama de ul va fi mult mai mare atâta timp cât aveți un set de PVM. De asemenea, pe site veți găsi și secțiunea de wiki, unde vă puteți informa mult mai mult dacă aveți ceva special de căutat și acolo veți putea găsi toate dropurile de la deschidere. Hai să vedem puțin ce sisteme găsim pe acest server, ce opțiuni găsim pe acest server. Vedem aici că avem două inventare pentru cel de echipament și pentru cel de costume mount pe și așa mai departe. La fel aici găsim Switch ul cu 5 opțiuni, la fel găsim și offline shop-ul, Depozitul îl găsim tot aici, avem 1, 2, 3, 4 inventare, găsim inventarul normal cu 4 căsuțe, la fel schimbările, le vom găsi aici când le luați de la Metine, pietrele, la fel găsim aici și itemele pentru upgrade care sunt super, super multe. Hai să vedem puțin ce mai găsim și la opțiuni joc, nimic special, să vedem aici pentru FPS-uri, asta este puțin mai specială, putem să dezactivăm copacii, apa, obiecte, shop și așa mai departe. Zi, noapte, cum vreți voi să faceți, la opțiuni sistem, field of view, FOV-ul puteți să-l faceți cum voi, mod elicopter cum ne place la toți, să jucăm cu acesta. Bun, pe lângă asta, la fel există și să scrieți colorat pe chat, poate vreți să dați un anunț și vreți să scriem vânt FMS plus 9, 60 medie, 12 putere, 12 int, 12 dex, iar va apărea puțin mai nuanțat dacă vreți să se vadă aceasta. Ca și evenimente, acest server va avea o grămadă de evenimente prezente pe server, precum eveniment metine, eveniment cufăr clar de lună, eveniment cufăr hexagonal, event de litere, event world boss, Tanaka și event Empire War. Iar pe lângă asta, pe Discordul lor aveți un micuț eveniment de invite cu premii în MD-uri, care vă vor fi super, super bune pentru deschidere. Bun, mai fraților, că aceasta a fost prezentarea serverului Mondial 2. Aveți la fel în descriere o prezentare grafică unde puteți să aflați mai multe informații cât ține despre evoluții și așa mai departe. Eu am fost URAV2, nu uitați că aveți linkul de la site în descriere cât și de la Discord. V-am pupat toate cele bune, iar dacă vreți să vă apucați pe server, pe data de 5 noiembrie, în această vineri la 20.00, va fi deschiderea. V-am pupat, nu uitați acolo de un like și de subscribe și aveți grijă de voi. Salut!